Noi suntem cei care aruncăm semința bucuriilor și a bunei dispoziției în sufletele dumneavoastră, repuntând în schimb emoții de neuitat pe multă vreme. Noi suntem cei care te ajută să fii mai aproape de cei dragi, transmisându-le cele mai nobile sentimente. Niște autori au hotărât în această seară să fac seara mai deosebită, mai specială, din uitat și un pic mai dulce. Cum credeți, la această masă de sărbătoare, cine ar fi vrut să fie lângă dumneavoastră? Copiii. Sunt niște autori pe parcursul felicitării, vedem cine sunt. Ei vă doresc multă sănătate, fericire, dragoste, visele cele bune să vă devină realitate și să fiți umăr la umăr, să ajutați deja nepoții, copiii care sunt departe, dar ei sunt, cred că, cu gândul și cu sufletul să mereu lângă dumneavoastră. La această masă de sărbătoare, țineți un cuș fructe. O fructe mă zicărea. Iar masa stivă mai dulce, o tortă, așteptăm la soție. Și așa un buchet special pentru dumneavoastră, să aveți ca amintire. Iar autorii... autorii v-au scris niște cuvinte speciale, dedicate pentru dumneavoastră, dacă pot să dau știre. Nu mă decât. De ziua ta ar trebui să fim lângă tine, să-ți urăm la mulți ani sănătoși și frumoși. Bunul nostru tată și bun el. Cum te-a iubit Domnul când te-a ales să ne fii părinte și astăzi, împlinind o vârstă pe care noi am descris-o acești 70 de ani, ani de omenie, de muncă silnică și exemplu pentru noi toți, venim la tine cu adânc plecăciuni pentru a-ți săruta mâinile și a zice la mulți ani. Să trăiești o viață și să dai mereu exemple este mult. Întotdeauna îți repetăm sfaturile și cuvintele spuse cu înțelepciune. Deseori, de se întâmplă să zicem, ce-ar face tatăl în acest caz? Și tot la fel ne regăsim cu ceea ce el făcut către tine, tată. Știm că fiecare de noi, oriunde suntem, vom lăsa doar lucruri nebune, pentru că așa ne-ai învățat tu. De acolo, de departe, tată, și spun bun el, de acolo vine străinătatea, ne le dă pe toate, dar nimic nu se compară cu dragostea ta și dorul de părinți. Domnul ne spus de căsuța voastră unde nicăieri nu mai bine ca la voi și de-ar fi și am putea să-mi aduce zile infinitului și bunul nostru tată. Cu rugi fervinți am ridicat la Dumnezeu dorința noastră de a fi veșnic lângă noi și plin de sănătate să ne trăiești tată, să ne bucuri prezența ta cum bun eu și mereu să persiste în inimă pacea sufletească. Iar orice zi venită mâine să-ți aducă doar zâmbete și împlinire de sine. Te iubesc, tată, din toată inima și îți mulțumesc că existi. Cu mult drag și dor, fiica Tatiana, ginele Iurie, nepoții Vasile și Cristian. La mulți ani, să fii sănătos! Iar acum, domnul Grigore, ce le spuneți autorilor care ne privesc acum? Ce le spuneți pentru această surpriză? În primul rând, îi mulțumesc frumos la copii, nepoți, și într-al doilea rând, adică nu într-al doilea, dar în primul rând, soții, că am ajuns la vârsta asta datorită doamnei Larisa. O știu toți. Hai voi, dar și încă o dată îi mulțumesc tare de ei și o copii. Mă sunt și am sprijin. Ca părinte, eu le doresc multă sănătate și toate cele bune să îndeplinească visurile lor. Noi de-am suntem în vârstă, dar ei au de lucrat, ei au de... Să ajungă și ei. Da, să ajungă și ei ca noi. Și invităm la masă dumneavoastră de sărbătoare. Și invităm pe toți. Și nepoții, și copiii, și ginerile. Da, și nu mai decât. Și dăm așa o salutare și așteptăm la masă de sărbătoare. Cristineau, mulțumim. Victor. Iar acum, soții, doamna Larisa, ce spuneți acestui brav flăcău care astăzi este drumageat? Este deja o vârstă de 35 de ani. Acei care dormim în sufătire. Care aveți grijă de el, cum dați în toată ziua, ca să fie așa tânăr și frumos. Îi spun și i-am spus mai înainte, sănătate multă,
Mulțumim pentru toate, pentru grija care ne-a purtat-o mie și copiilor, pentru sprijinul care ne l-a acordat, absolut pentru tot. Și am spus și mai înainte că El ne-a fost nouă stâlpul, puterea, sprijinul, dragostea și mângâierea casei noastre, a copiilor noștri și a mea personală. Mulți ani, multă sănătate, un Doamne ajută și un înger păzitor pe tot restul anilor. La mulți ani! Iar aici, domnul Grigore, autorii chiar vreau să vorbească cu dumneavoastră. Ce-i dorești? Noi suntem toți aici și noi dorim, tata nostru drag și scump, pentru că dorim numai binele tuturor. Mulțumesc frumos, Anjuša, și Iura, tot. Vă mulțumim la tot familia. Și sănătos, și mulți mulți ani, iarăți, 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 eu se poate 60 de jos. Te văd mai tânăr. Eu cătare, eu cătare știu care e și 35. 7. 35. Dar dacă și care-i domnul, nu se potim. Domnul Grigore, o să vă invite la masa de sărbătoare. Luați turnați în pahare și cestiți în Sfânta Luia. Și punem cu noi. Da. Și îi punem cadouul tău care l-ai comandat. Da, da. Adin. Da, da. Unei persoane dragi din viața ta, atunci compania surpriză de la cei dragi vine cu tot ce ai nevoie ca să lași o impresie de zile mari. Noi avem grijă ca sentimentele tale să fie reprezentat cât mai frumos cu ajutorul florilor.